Dacă Biblia ar fi o carte cu toate lucrurile interzise de Dumnezeu, ar fi cea mai lungă carte care s-ar scrie vreodată. Da? N-ar fi 66 de cărți. Dacă ar fi toate interdicțiile, altfel spus, dacă ar trebui să te gândești la toate metodele prin care ai putea să-L dezonorezi pe Dumnezeu și să le scrii jos într-o listă, nu cred că ai terminat vreodată din a scrie. Dovada fiind că după mii de ani de istorie și tot inventăm modalități de a-L dezonora pe Dumnezeu. Ca atare, chiar logic nu face sens că Biblia ar fi o carte care are toate interdicțiile și tot ce nu e acolo e permis, da? Dar nu ne bazăm pe logică, ne bazăm pe Biblie. Pentru că sper că dacă încă nu am acceptat sau însușit principiul regulativ, sper că totuși acceptăm autoritatea Scripturii. Principiul regulativ nu e o invenție nouă. La fel cum absolut nimic din ceea ce căutăm noi să facem în cadrul bisericii nu e o invenție nouă. Da? Când aud oameni care ne batjocoresc de genul ați venit voi cu noua asta erezie a calvinismului, a baptismului reformat, așa mai departe, îmi vine să râd. Pentru că baptismul reformat și calvinismul și reforma protestantă, da, și protestantismul în general, n-are de a face cu a aduce lucruri noi pe scena bisericii, ci de a aduce biserica înapoi la lucrurile vechi, și anume la biserica apostolică. La fel, principiul regulativ după care se bazează și se cârmuiesc bisericile care subscriu la un set de doctrine numite reformate, nu este o invenție nouă. Vom vedea din Sfânta Scriptură că poporul lui Dumnezeu, din Vechiul Testament, trăia sub acest principiu. Și anume, viața lor și închinarea lor era reglementată după porunca lui Dumnezeu. Este cât se poate de simplu de înțeles acest lucru și vom vedea că atunci când deviau de la acest principiu și de la ascultarea cuvântului Dumnezeu în practica lor, aveau de suferit pentru asta și erau pedepsiți din cauza aceasta. Vom vedea împreună că Biserica lui Hristos, din momentul în care e instaurată în Noul Testament, trăia sub acest principiu și sub această înțelegere. Și de asemenea, când Biserica lui Hristos apostolică în Noul Testament, în era în care temelia încă se punea, devia de la acest principiu, avea de suferit și era disciplinată de Dumnezeu și de apostolii lui.